Astăzi, 23 noiembrie, înregistrăm un nou protest într-o instituție publică din județul Neamț. De această dată a venit rândul angajaților din prefectură să-și exprime nemulțumirile legate de faptul că nu sunt plătiți potrivit grilei aplicate în administrația de stat. În primăvara acestui an, aceiași salariați au intrat fără niciun succes în grevă generală. După greva pe care am organizat-o în luna aprilie, nu s-au luat măsuri din partea Ministerului în ceea ce privește mărirea salariilor, motiv pentru care noi continuăm acțiunea de protest. Urmează ca liderul de sindicat să aibă întrevederi la Ministerul de Interne și la Ministerul de Justiție și în funcție de ce se va hotărâ acolo, vom organiza în continuare acțiuni de protest sau așteptăm alte rezultate în ceea ce privește creșterile salariale. Multitudinea de accidente de pe drumurile publice din județ i-au determinat pe cei de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Neamț să organizeze un exercițiu care simulează un eveniment rutier grav cu victime multiple. La exercițiu au participat cu tehnica specifică militarii din cadrul detașamentului de pompieri Piatra Neamț. Conform planificării, astăzi desfășurăm un exercițiu cu forțe și mijloace în teren, privind aplicarea planului roșu la intervenție în cazul producerii unui accident rutier cu victime multiple. În acest accident rutier sunt implicate două autoturisme și două autocisterne în care sunt substanțe periculoase. Veți urmări pașii desfășurării acestui exercițiu și după ce se va termina vom discuta dacă s-au atins obiectivele și scopul acestui exercițiu. Go, go, go.
Caz șocant la spitalul de psihiatrie Murgeni din județul Vaslui. 3 pacienți au murit, iar alții 27 au fost internați la spital după ce au mâncat alimente trimise sub formă de pomană de mănăstirea Florești. Este vorba despre aproximativ 170 de porții de ciorbă din pește cu perișoare și pește cu legume. Direcția sanitar-veterinară Vaslui a făcut controle atât la mănăstire cât și la spital. Autoritățile spun că peștele ar fi fost cumpărat de la un depozit din Bârlad, iar controlele vor ajunge și acolo. Între timp, mănăstirea Florești a fost amendată pentru că nu avea autorizație pentru activității de cantină catering. Ministrul Sănătății Alexandru Rafila a vorbit în această dimineață la Digi24 despre starea pacienților internați. Este vorba despre pacienții care au prezentat simptomatologie ușoară sau medie. Ei au fost transferați aseară și în cursul nopții la 3 spitale, cel din Bârlad, la Vaslui și la Iași. Starea lor este stabilă, nu prezintă semne de agravare și sper că lucrurile vor merge bine în cursul zilei și vor putea fi externați. Iar pacientul care era în stare gravă, internat inițial la Bârlad, la terapie intensivă, nu este intubat și starea lui este staționară, sperăm și acolo într-o evoluție favorabilă. Din nefericire au fost 3 victime. Ce pot să vă spun, un spital de psihiatrie de boli cronice cu peste 140 de pacienți care au și consumat alimentele la care faceți dumneavoastră referire. Deci în total mai mult de 30 dintre ei au avut simptomatologie plus 5 membri ai personalului sanitar care a consumat de asemenea din alimentele care susceptibile de a fi fost fie cu microorganism, fie cu toxină sau cu substanță chimică. Au avut simptome și alte persoane care au consumat mâncarea aceasta, dar nu au avut simptome atât de grave încât să ajungă la spital? Să știți că nici cei 29 nu au avut așa simptome grave, dar în semn de precauție, ca să poată să fie existe tratament, inclusiv de terapie intensivă la nevoie, le-am transferat în cursul nopții, pentru că evoluția la cei 3 decedați a fost foarte rapidă, după apariția acestui sindrom diareic și cu vărsături, la scurt timp s-au instalat tulburări hemodinamice care au dus la deces, deci a fost o involuție fulminantă, aș spune, la acestor cazuri, din punct de vedere medical și din precauție atunci i-am transferat pe toți ca să poată să aibă acces la asistență medicală de specialitate. Alexandru Rafila a spus că totul a plecat de la faptul că spitalul a acceptat mâncare din afara unității medicale de la un distribuitor, indiferent că este vorba despre o mănăstire care nu avea autorizație pentru acest tip de activitate. Regulile au început practic în momentul în care a fost acceptată o mâncare care sigur era de la mănăstire, nu am niciun fel de obiecții din punctul ăsta de vedere, dar știm bine că în spitale se poate distribui o mâncare în care există o autorizație din partea acelui care... Ce spune legea în ceea ce privește primirea mâncării în spitale? Ce trebuie să verifice cei care conduc aceste spitale și ce pot să primească? Problema nu este ce trebuie să verifice, ce trebuie să accepte, pentru că aici nu trebuiau să verifice ceva în mod deosebit, ci trebuiau să accepte alimente care veneau dintr-o sursă care era verificată și autorizată pentru acest tip de activitate. În mod evident, nu a existat așa ceva. Am discutat și cu colegii de la ANSVSA care au verificat respectiva bucătărie din cadrul mănăstirii. E clar că atunci când nu respect niște proceduri, se pot întâmpla accidente. De data aceasta a fost vorba de un accident tragic, soldat cu 3 decese. Ancheta, vă dați seama că nu este doar de natură medicală, va fi și o anchetă de natură penală și toate aceste lucruri vor face concluziile și o să vedem în timp care este situația. Evident că noi o să verificăm respectarea condițiilor igienico-sanitare în acest spital, inclusiv a celor de alimentație, cum sunt ele îndeplinite. Direcția de Sănătate Publică va face acest lucru. Dar alte autorități ale statului sigur vor face și acesta de natură penală, pentru că e vorba de 3 decese și lucrul ăsta, vă dați seama, nu poate să treacă fără o astfel de anchetă.
Premierul Marcel Ciolacu readuce în discuție impozitarea progresivă. Președintele PSD a declarat că România s-a angajat prin PNRR să facă reformă fiscală și propune fie menținerea cotei unice de 16%, fără excepții, sau trecerea la impozitarea progresivă. Cota unică ar însemna de fapt o creștere de taxe, pentru că acum impozitul pe venit pentru angajați este de 10% și de 8% pe dividende. România și-a asumat în PNRR că va veni cu o reformă fiscală. Din punctul meu de vedere, reforma fiscală stă în două principii pe care va trebui la un moment dat, împreună cu dumneavoastră, politicienii, guvernul, coaliția, să stăm cu toții la masă și să hotărâm odată pentru o perioadă nu scurtă, de această dată pe perioadă medie, care este soluția cea mai bună. Vom menține cota unică, dar să fie cota unică, creând un mediu concurențial corect pentru toată lumea, fără excepții, și aceea să fie cea de, din acest moment de 16%, să avem un TVA pe care să nu-l creștem, fiindcă el aduce automat și scădere a creșterii economice, dar mai ales o mărire a TVA-ului aduce inflație și toată lupta pe care am avut-o, cel puțin în ultimele luni, să scădem la o singură cifră și să ne propunem pe anul viitor o inflație de sub 5% la sfârșitul anului, sau să mergem în zona de impozitare progresivă. Eu nu refuz niciuna dintre variante. Fiecare dintre variante au și plusuri și minusuri. Faptul că am avut o perioadă atât de lungă cotă unică nu-mi creează un disconfort dacă această cotă unică există cu adevărat unică. În acest moment ea nu mai există. Sunt peste 500 de modificări legislative diverse, ori făcute de către guvern, ori de către Parlament, care pur și simplu au modificat cu totul filozofia creierii codului fiscal. Premierul Marcel Ciolacu a dat asigurări însă că modificările din noul cod fiscal vor fi introduse gradual și a subliniat că vor fi menținute toate schemele și programele de susținere pentru mediul de afaceri date de guvern. Categoric că o reformă fiscală nu va avea efecte în cel puțin într-un an fiscal. Și va trebui împreună să vedem gradual cum introducem acest nou cod fiscal. Dar în primul și în primul rând anunț că, mai ales după ce am văzut cifrele pentru viitorul buget, nu vor exista majorări de taxe în anul 2024, iar măsurile fiscale pe care le-am luat, în afară de faptul că caută să creeze un mediu concurențial egal și nu de excepții, vor trebui dublat și triplat atât de reforma în sistemul bugetar, cât și de lupta cu evaziunea fiscală. Vor fi păstrate toate schemele și programele de susținere pentru mediul de afaceri pe care l-am introdus în ultimii 2 ani și împreună cu domnul președinte Nicolae Ciucă. Mi-aș dori ca luna viitoare, pentru că în cursul lunii decembrie vom aproba în Parlament și noua lege a bugetului, să avem o discuție aplicată, să vedem unde mai trebuie să bugetăm scheme și programe de susținere pentru mediul de afaceri, noi, pe lângă cele existente, după cum bine știți, vor trebui, acelea nu sunt mature până când nu avem și acceptul Comisiei Europene pentru a nu fi considerate ajutor de stat.
Președintele PNL a vorbit în această dimineață despre o posibilă candidatură la alegerile prezidențiale de anul viitor. Șeful Senatului a spus la RFI că dacă partidul îi va cere să candideze, el nu va refuza, dar că nu există o decizie finală încă. În acest moment, după ce am discutat la Sinaia, am stabilit clar că Partidul Național Liberal va avea propriul candidat la alegerile prezidențiale. Ca atare, dacă Partidul Național Liberal îmi va cere să candidez, eu nu pot să mă duc în fața partidului să le cer să ne asumăm să candidăm prin noi înșine și dacă partidul îmi va cere, eu să zic nu. Dar credeți în momentul că aveți de față, și capacitatea în... de a trage partidul după dumneavoastră să fie un fel de locomotivă pentru PNL? Tocmai de aceea nu există o decizie, pentru că urmează să facem analize, să facem măsurători și în funcție de toate aceste date vom lua o decizie. Ultimatum dat de PNL pentru actualul primar general al capitalei, Nicu Șordan. Dacă mai vrea susținerea liberalilor pentru un nou mandat în fotoliul de primar, să se înscrie în PNL, a spus în această dimineață la RFI președintele partidului Nicolae Ciucă. El a dat și exemplul altor primari liberali care au făcut performanță în administrația locală. Discuția cu Nicușor Dan este mai veche. Dumnealui a candidat la primărie și cu susținerea Partidului Național Liberal. Era alt PNL atunci, condus de domnul Orban. Exact, aici voiam să ajung. Astăzi, Partidul Național Liberal are și capacitatea, are capacitatea administrativă, pentru că dacă ne uităm la ceea ce au realizat administrațiile liberale. Este necesar doar să vorbesc de ce a făcut Emil Boglacu și a făcut Ilie Bolojan la Bihor, ce a făcut Ion Dumitrel în Alba, ce a făcut Gheorghe Flutur la Suceava. Deci Partidul Național Liberal a demonstrat că are capacitate să administreze și să dezvolte și local și regional. Ca atare, nu putem să nu avem un candidat în București. Dacă Nicușor Dan vrea să mai primească susținerea Partidului Național Liberal, are o singură soluție. Care? Să se înscrie în Partidul Național Liberal. Asta ar fi singura condiție pentru care PNL l-ar susține pe Nicușor Dan, spuneți. Prima. După ce se îndeplinește aceasta, mai vedem și celelalte condiții. Reacția președintelui PNL vine după ce ieri primarul general Nicu Șordan a anunțat că vrea să își păstreze independența politică și să candideze la alegerile locale de anul viitor cu sprijinul partidelor de dreapta, la fel ca în 2020. Nicu Șordan a precizat că a avut discuții cu liderii PNL, USR și PMP, dar că nu poate face public conținutul acestora. Ministrul proiectelor europene este încrezător și crede că procesul de digitalizare nu va dura 10 de ani ca în cazul altor state. Adrian Căciu a răspuns într-un interviu pentru psnews.ro că statul trebuie să învețe bunele practici de la ceilalți, dar că una dintre problemele vitezei cu care sunt implementate astfel de proiecte este reticența la schimbare. Ministrul a subliniat că România s-a adaptat rapid la schimbările din ultima perioadă, dar că este nevoie de soluții inteligente și de o colaborare bună între stat și societate. Căciu a vorbit și despre posibilitatea ca unele locuri de muncă să dispară din cauza revoluției digitale. Nimeni nu rămâne în urmă. Societatea s-a schimbat fenomenal față de anii 2000, față de anii 90, față de anii 50, din secolul trecut. Nu a rămas nimeni fără un loc de muncă. S-au găsit alte profesii, unele profesii se transformă, unele dispar, altele se nasc, a mai spus ministrul proiectelor europene în interviul dat pentru psnews.ro. Coduri portocaliu și galben de viscol emise de ANM, cel portocaliu este valabil din această noapte de la ora 22 și vizează zona de munte a județelor Suceava, Neamț, Bacău și Vrancea. Vântul va sufla cu putere și va atinge la rafală chiar și 130 de km pe oră. Va fi viscol, iar vizibilitatea va scădea sub 50 de metri. Codul galben vizează Carpații Orientali și Munții Apusenii, dar și nordul țării. Vântul va sufla cu putere pe parcursul zilei în zonele înalte, rafalele vor atinge și
100 de kilometri pe oră. Din a doua parte a nopții, în masivele nordice, va ninge și vizibilitatea va scădea. Meteorologii anunță că intensificări ale vântului pot fi posibile temporar și în nordul Crișanei, nord-vestul Transilvaniei și în dealurile subcarpatice ale Moldovei.